da? Dispozite privind convocarea Consiliului Local Buciumul în ședință ordinară. Extraordinară. Primarul Comunei Buciumul Județul Bacău continuă dispoziția articolul 39 alineatul 2 și articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1 se convocă Consiliul Local Buciumul în ședință extraordinară în data de 31 ianuarie 2019, orele 13, la sediul primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087 din 16.04.2018, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedent în cursul anului 2019, inițiator primarul comunei. Domnul președinte. Domnul de acord, mă taie. Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform regulamentului, o să supunem la vot proiectul de hotărâre parcurs în ședința de procesul verbal, da, de ședința anterioară. Cine este pentru? Mâna sus. E cineva împotrivă? Nu. O să mai supunem la vot ordinea de zi ce avem de parcurs pentru ziua de astăzi. Cine este de acord? Mâna sus. Cine nu? Dăm cuvântul domnului primar să ne prezinte primul punct de la ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087 din 16.04.2018. Doamne și domnilor consilieri, Consiliul Local al Comunei Buciumul a aprobat prin hotărârea numărul 5 din 23.01.2018 atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asocierea dintre EcoSud ESA București, SC King Sorting ESA București și SC Anduna Servim Bom SRL București. Am puternicit adis Bacău ca numele și pe seama OATU să încheie contractul numărul 1078-1087 din 16.04.2018 cu operatorul al cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în urma desfășurării procedurii de licitație publică. Articolul 1 punctul modificare licitativă litera B din contractul mai sus amintit definește modificarea legislativă ca fiind intrarea în vigoare și modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea în România de noi legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului, regulamente sau alte normative intervenite după data de intrare în vigoare. Potrivit articolului 29 alineatul 1 și alineatul 3 din același înțeles, modificarea contractului se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. Articolul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 74 din 2018 pentru modificarea și completarea legii numărul 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2015 privind fondul pentru mediu, modificată articolul 17 din legea numărul 211/2011 și stabilește ca obligație în sarcina autorităților administrative publice locale ale unităților administrative teritoriale respectiv asociații de dezvoltare intercomunitară ale acestora, includerea în tarifele pentru gestionare deșeurilor a contribuției pentru economia circulară prevăzută în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu și stabilește prin articolul 8 valoarea contribuției pentru economia circulară de 30 lei tonă începând cu anul 2019. Prin adresa SC EcoSud ESA București numărul 154 din 17.01.2019, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, sub numărul 189 din 17.01.2019, au fost transmise fișele de fundamentare nemodificate sub niciun alt aspect față de propunerea financiară din 2014, cu excepția contribuției pentru economia circulară. Astfel cum se consemnează în cuprinsul lor, fișele de fundamentare au fost înlocuite exclusiv în scopul introducerii în tarif a contribuției pentru economia circulară legiferată prin ordonanța de urgență numărul 74/2018 cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2019. Prin adresa numărul 328
din 2019 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacăune a înaintat modelul actului adițional numărul 1 la contractul de delegare pe concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalatorilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 178-187 din 16.04.2018 și ne-a solicitat adoptarea în regim de urgență a unei hotărâri în acest sens. Având în vedere cele mai sus precizate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalației de deșeuri în județul Bacău, numărul 178-187 din 16.04.2018. Domnule președinte, mulțumim, domnule primar. Domnul președinte, la Comisia de Resort, aveți cuvântul. Ridicați. Membrii comisiei au studiat componenta de hotărâre inițiată de către domnul primar. Nu au fost obiecțiuni. În concluzie, proiectul a fost aprobat în unanimitate. Da, mulțumim frumos. Îl supunem la vot. Dacă mai sunt probleme, da, domnul Florin are o problemă. Deci, așa cum anticipam ședințele anterioare, problema gunoiului a devenit o problemă deocamdată ordine de zi a tuturor OAT-urilor, inclusiv a noastră. Domnul primar este cunoștință de cauză despre toate aceste probleme referitor la subiectul distoat la punctul 1, guvernul. Deci această taxă nu era până acum, dar guvernul dând ordonanță de urgență pentru crearea unui fond de mediu, toate societățile care colectează gunoi, care îl depozitează mai degrabă, colectare, nu? Depozitează gunoi, va trebui să depozitare, sortare, compostare, ce mai fac ei acolo, trebuie să plătim această sumă pentru să adaugă la cea de cheltuieli, deci nu este ceva separat, va fi restul tot de la concetățenii noștri. Nu se va plăti din altă parte, se va adăuga la taxa care s-a stabilit. Deci o sumă de 300 de lei tona. Asta înseamnă 30 de lei. 30 de lei. Asta înseamnă că cât strângem mai puțin gunoi și vorba, cum spunea domnul primar, nu mai punem burieni, cenușă, pământ, nu știu ce, cu asta și suma va fi mai mică, aferente cantități pe care noi o ducem acolo la Bacău. Deci, rămâne deschisă și, așa cum știți, domnul primar este delegatul nostru al Consiliului Local pentru, și puternicitul nostru pentru a trata numele Consiliului Local. La adis, mâine este ședință, vreau succes domnului primar, chiar dacă noi suntem comună, printre comunele care am plătit la zi absolut toate datoriile, inclusiv decembrie, uitați că noi tot nu l-am luat, pentru că există acest conflict între Rompres pe o parte, adis pe altă parte, Ecosul pe altă parte. Deci vreau succes domnul primar mâine la ședința care va avea loc la Bacău. Toți faptele de răspundere din județ. Mulțumim frumos. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mâna sus. Domnul primar, vă rugăm frumos să ne prezentați punctul numărul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea autorizării unor sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2019. Doamne și domnilor consilieri, prin prezentul proiect de hotărâre am venit cu propunerea de a utiliza o anumită sumă de bani din excedentul bugetar al anului 2018 și anii precedenți pentru a acoperi o parte din cheltuielile ce se impun în această perioadă până la aprobarea bugetului local pentru anul 2019. Astfel, în prima parte am propus ca suma de 1.935.240 lei să fie aprobată pentru finanțarea lucrărilor la obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în satul Bucium, comuna Bucium. Această sumă a fost constituită ca excedent al anului 2018 în urma primirii avansului de la AFIR pentru obiectivul de investiție menționat. De asemenea, este nevoie de suma de 100.000 de lei pentru acoperirea golului temporar de casă în vederea finanțării secțiunii de funcționare până la aprobarea bugetului local pentru anul 2019, salarii, indemnizații și alte. Acestea sunt motivațiile prezentării proiectului de hotărâre pe care vă rog să-l analizați și aprobați. După cum știți, au rămas niște bani de la AFIR
i-am băgat în excedent, fiindcă n-am început lucrările, pe 6 februarie îi dau ordin de începere lucrării, văd că timpul e bunișor, au, poate să lucreze la rezervoare, la rezervorul tampon, rezervorul ăla mare de 300 de tone, la stația de epurare. Dacă timpul ne ajută, trebuie să avem și bani și să dăm hotărârea ca să poți să-i scot din acești bani de la... Și din coace nu ajunge bani pentru salarii și până o să facem buget și să-i luăm din excedent. Domnul președinte, vă mulțumim frumos. Domnul președinte, la comisia de resort, aveți cuvânt. Ne fie buget aprobat la nivelul central, la nivelul țării, după cum sigur știți. Deci nici noi nu putem, poate ori, la nivel local, facem buget. Existând aceste posibilități de a... Legea spune că putem cheltui bani la nivelul anului, cum am avut bugetul pe 2018, dar aici este vorba de excedent. Banii aceștia i-am avut în cont. Foarte bine că ținând de Dumnezeu, ținând vremea cu noi, ca să poată să înceapă lucrările, ca orice face. De asemenea, cei 100.000 de lei propuși către domnul primar acoperă retribuțiile care sunt cele mai urgente și indemnizațiile de plată, la aceste cheltuieli sunt mai departe. Ele vor fi prevăzute tot ce facem acum în bugetul pe 2019. Se va ține cont că acești bani au fost cheltuiți și deci vor fi prevăzuți în bugetul din 2019. Comisia de acord. Da, mulțumesc frumos. Dacă cineva mare ceva de spus la acest punct, mare, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Mâna sus. Bun. Ne mai fiind probleme, declarăm ședința închisă. Mulțumim de participare. Mulțumim de participare.